atenției noastre, subiectul principal al conferinței de presă de astăzi este haosul din Primăria Capitalei, dar sigur că după ce o să vă transmit mesajul meu, vă stau la dispoziție pentru orice întrebare legată de PNL, de situația politică sau de București. Aș vrea de la bun început să îi transmit o rugăminte publică doamnei primar general Firea. O rog să nu facă din manipulare a doua profesie. O rog pe doamna primar general Gabriela Firea să nu mai irosească banii și timpul bucureștenilor și să revină la problemele adevărate ale Bucureștiului. În primul rând, descoperirea de dată recentă pe care o prezenta cu mare, ca pe o mare descoperire doamna Firea legată de serviciul de poliție privată Călare arată fie că primarul general habar nu are ce se întâmplă în Primăria Capitalei, ori manipulează pur și simplu. Încă din luna februarie am solicitat demisia șefului Poliției Locale tocmai pe acest subiect, al Poliției Călare, care este de fapt o firmă privată ce dublează activitatea Poliției Locale fără să facă cu adevărat nimic. Poliția Călare plătită de bucureșteni este o afacere urâtă care vine din timpul Partidului Social Democrat, din mandatul fostului primar Sorin Oprescu, pe care doamna Firea o știa din prima zi a mandatului domniei sale și pe care acum o prezintă ca pe o mare revelație.